Hristos a înviat, oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru, mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi o să facem o rețetă de mâncare, o să facem o rețetă de cartofi noi, dacă tot au apărut cartofii noi, facem o rețetă simplă din cartofi noi. Pentru această rețetă o să avem nevoie, eu am curățat aici un kilogram, un kilogram jumate de cartofi, nu foarte mult pentru că-s mai eu cu nevastă mea. O să facem din cartofii ăștia, o să mai avem nevoie de o ceapă, 4 căței de usturoi, o legătură de frunză de mărar, o dărăbucă mică de unt, o bucățică de unt, ulei, sare, chiperi și după ce o să fie gata mâncărica de cartofi, bineînțeles că o să facem și o salată de primăvară, din ridic, din ceapă, un castravete, o roșie, o să facem ca și garnitură o salată, o să trecem la treabă să ne apucăm de rețetă. O să ne apucăm acum și o să ne tăiem ceapa și usturoiul. O să folosim cuțitele astea de la firma Madel. Site-ul dumnealor este www.madel.ro. Tăiem ceapa șorzișori. Acum n-are rost să vă plictisesc, că toată lumea știe cum se taie ceapa. O să-mi tau ceapa, o să-mi tau și usturoiul și frunzele de mărar. Mi le pregătesc tăiate. La fel o să procedăm și cu usturoiul. Acum usturoiul îl tăiem bucățele, ia așa, o să tăiem tot usturoiul bucățele, asta o să-l tragem în ulei. Oameni dragi, mi-am pregătit, mi-am tăiat usturoiul, mărarul, ceapa, acum ar fi trebuit prima dată să încep cu cartofii, așa se începe de obicei cu cartofii, trebuia să încep cu cartofii și să-i și pun la fiert. Acum, oameni buni, și eu somn, nu-s robot, mai ui și eu câteodată. O să ne tăiem acum cartofii care sunt mai mari, îi tăiem în două, ia așa, care sunt mai mari, care sunt mai micuruți, îi lăsăm așa și îi punem, o să-i punem într-o cratiță și o să și îi pun la foc, punem apă și punem un pic de sare și le dăm drumul să fiarbă, așa ar fi trebuit să încep de prima dată, numai că n-am luat cu vorba și mai uit și eu, că vedeți cum e, de multe ori mai uit, vrei, nu vrei, dar mai uit. Așa cum a zis, nu face foarte mult, pentru că-s numai eu cu nevasta și atunci n-are rost. Așa. Bun. Punem deoparte. O să și punem apă pe ei. Atât, punem 1,5 litri de apă. Punem un pic de sare. Bun, și duc dincolo și pun la ser. Normal așa și trebuie și apoi între timp până se ierbe, stai legumele și celelalte ingrediente. No, nu-i bai că bine așa și așa. Am pus cartofii la fiert, așa cum am zis, am pus un pic de sare pe ea, am uitat, am emusă specific. Cartofii punem și fierbem până să fierți un pic mai bine de jumătate. Deci nu trebuie foarte tare să fie fierți ca să se stâlcească, ei trebuie să rămână așa întregi. Deci fierbem să fie un pic mai bine de jumătate fierți, pentru că aia vine trași la tigaie. Am făcut aici, am pregătit salata pentru cartofi, așa cum am zis, am demnicat. Aici acum nu mai avea rost să arăt, că toată lumea știe cum să tau legumele. O să punem sare, chiperi, dăm un praf de sare și un praf de chiperi, punem aici păstiale, iar celelalte o să facem un dres. Așa, pun aici într-un bol un pic de zamă de lămâie. Așa, o să punem un pic de ulei. Atât. Și o să punem și o linguriță de mărar. Așa. O să pun și aici un pic de sare și un pic de chifer, nu foarte mult. Așa. Amestecăm. Așa. Și punem peste salată. Supăm acolo. Bun. Iar acum amestecăm. Acum fiecare își condimentează, oameni buni, cum îi place. Fiecare își face dresul în funcție de cum îi place și pune ce vrea. Dacă vreți, puteți să puneți oță, dacă nu pune zama de pe o lămâie, de la o lămâie. Fiecare își condimentează și face cum îi place. Între timp să fierb și cartofii. Când se aproape fierți, o să merem dincolo și o să-i tragem la tigaie și cartofii.
Aici o pregăti nevastă mea între timp, o pregăti nevastă mea, un alot, și o să facă niște plăcinte cu cozi de ceapă, cu brânză și cu mărar, vestitele vărzări de Maramureș, cum se face la noi în Maramureș, vărzările de Maramureș. Am pus o tigaie pe foc, o cratiță am pus pe foc, am lăsat-o să se încingă, ok? Acum o să punem ulei, punem un chic de uloi. Atât, nu foarte mult. Lăsăm să se încingă bine, bine și uleiul. Iar apoi o să punem cartofii și ceapa, numai să se încingă bine uleiul. Da, uleiul nostru, tocmai ce s-a încins. Acum o să punem cartofii. Punem acolo toți cartofii, năpustim acolo. O să adăugăm și ceapa, punem și ceapa care am tăiat-o și ușor, o țipăm aici peste cartofi. O să tragem cartofii și ceapa, îi lăsăm așa până prinde o culoare, până prin peță și cartofii și ceapa. Oameni buni, am dat o față la cartofi, i-am dat o față. Acum o să punem bucățica de unt, o năpustim aici. Așa. Și să-i facem loc ca să se topească. Așa, lăsăm să se topească și untul. O să punem și usturoiul. Usturoiul l-am tăiat bucățale mai mărișoare. Așa, bun. Așa, o să topi și untul. Acum, oameni buni, o să punem un capac, punem un capac pe sticlă și lăsăm așa să se înăbușească. Îi lăsăm așa cu 5 minute, 2-3 minute, până în 5 minute, acum fiecare în funcție cum are focul. Lăsăm să se înăbușa, iar la sfârșit condimentăm cu un pic de sare, un pic de piper și țipăm pe deasupra mărarul pe care l-am demnicat mărunt. Oameni buni, cartofii noi, rețeta noastră de cartofi noi e gata. Acum, pe final, punem un pic de sare. Îl condimentăm cu un pic de sare, un pic de chipezi. Așa. Și punem mărarul și și-o primă. Așa, și-am și oprit aragazul. Bun. Ia așa arată cartofii noștri. Înăbușiți. O să-i lăsăm un pic să se liniștea, punem în farfurie și vă arăt farfuria finală. Na, oameni dragi, mâncărica noastră de cartofi noi e gata. Ea așa a ieșit, sper să vă placă și dumneavoastră. Acum sper să nu vă fac foarte mare puftă. Doamne ajută să vedem și cât de bună. Bineînțeles, așa cum am zis, lângă salată de primăvară. Mamă, mamă, ce crocanți sunt cartofii ăștia, oameni buni. Pe din afară sunt crocanți, iar pe dinăuntru sunt moi. Acum să nu iertați, oameni buni, m-a comptit frig, o să-i lăs să se răcească. Eu întotdeauna așa n-am răbdare. Întotdeauna mă... Eu păresc. Mamă, ce bun e. Bineînțeles, oameni dragi, așa cum am obișnuit de fiecare dată, un par de hurincuță, o hurincuță de pere, nu foarte mult, așa cum zic eu de fiecare dată, cu măsură, op, atâtuca, asta nu un chic, e medicament și îl iac pentru suflet și pentru corp. Vă doresc numai bine rău la nimeni, Doamne ajută la toată lumea. Mamă, mamă, o să-i lăs un pic iași usturoiul ăsta cum s-o căli. Mamă, ce bun e. Așa arată cartofiorii. Numai că-s fierbinți, oameni buni. Așa cum am zis, îi lăs un picuru să se răcească, că tot mă upăresc în gură. Oameni buni, eu sunt Sandu Gospodaru. Dacă vă place ceea ce fac, vă aștept pe canalul meu de YouTube.
Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți alături de noi și de canalul nostru, care ne urmăriți. Vă mulțumesc la toată lumea. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine!